Filmul începe cu o noapte ploioasă, în mijlocul unui câmp, și un băiat pe nume El Kino este urmărit de o figură misterioasă care continuă să ceară informații. Această persoană îl prinde din urmă și începe să-l bată, dar El Kino insistă că nu știe nimic, apoi este lovit în cap și își pierde cunoștința. Când se trezește câteva minute mai târziu, acea persoană îl aruncă și vrea să-l îngroape de viu. Un pic mai târziu, în oraș, ofițerul de poliție pe nume Martin își salută familia înainte de a merge la muncă. El a fost mutat recent într-un alt district și aceasta este prima lui zi de muncă acolo. Imediat ce sosește, îi se dă o muncă foarte importantă, transferul deținuților împreună cu ofițerul Montesinos. Transferul se va face noaptea și vor trebui să meargă pe o scurtătură pentru a ajunge mai devreme și să nu sufere prea mult de frig. Motivul pentru care va trebui efectuată noaptea este pentru discreție și securitate, pe lângă faptul că polițiștii nu au voie să-și păstreze telefoanele mobile și transferul deținuților se anunță doar câteva ore înainte. Când Martin și Montesinos ajung la închisoare, ei sunt informați că vor transfera 6 deținuți. Majoritatea dintre ei sunt vinovați de infracțiuni mici, dar deținutul român, Mihai, face parte dintr-o rețea internațională de traficanți, în timp ce Pardo este un fost politician. Ceilalți 4 sunt Gollum, Ray, Nano și în cele din urmă Ramis, iar acesta are o ustensilă specială ascunsă și intenționează să o ia cu el. Toți deținuții sunt duși într-o cameră unde Montesinos îi inspectează pentru a se asigura că nu ascund nimic, iar Martin le ia toate bunurile, cum ar fi bijuterii sau cărți, și le pune în pungi. În timpul inspecției, Nano îl insultă pe Montesinos, ceea ce îl face furios și agresiv. Polițistul intenționează să-l pedepsească pentru ceea ce a făcut, dar Martin reușește să-l liniștească. În continuare, deținuții sunt băgați într-un camion blindat, care are câte o celulă pentru fiecare dintre ei. Majoritatea stau fără cătușe, cu excepția lui Mihai și Ramis, despre care Montesinos este foarte suspicios. Înainte de a pleca, Montesinos îi cere lui Martin să respecte mai puțin regulile oficiale, dar bărbatul refuză, afirmând că regulile sunt singura modalitate de a menține ordinea. Pe toată durata călătoriei, Martin va fi cel care va conduce camionul, în timp ce Montesinos va sta în spate cu deținuții. Acolo este și o cameră pe care Martin o poate monitoriza și ambii ofițeri vorbesc prin radio. O mașină de poliție cu alți doi ofițeri escortează camionul. Lângă pădure, misterioasa persoană de la începutul filmului este conștientă de sosirea polițiștilor, așa că pune o bandă cu țepi în mijlocul drumului pentru a-i opri. Între timp, în camion, deținuții încep să se certe despre politică și crimele lor, așa că Montesinos îi cere lui Martin să mărească puțin temperatura, în speranța că îi va adormi. Când o mașină trece pe lângă ei, Ramis îi cere permisiunea să meargă la baie, așa că Montesinos îi scoate temporar cătușele. Acest lucru îi permite lui Ramis să-și recupereze ustensila, pe care o ascunsese în spatele său. Ceața devine mai deasă, iar Martin pierde din vedere mașina de poliție. Agenții nici măcar nu răspund la radiourile lor, iar camionul ajunge pe banda cu țepi, obligându-l pe Martin să se oprească. Deținuții încep să vorbească despre ceea ce s-a întâmplat, gândindu-se că acesta ar putea fi puternicul prieten al lui Mihai, care a venit să-i ajute. Martin vede mașina de poliție între copaci, dar agenții nu răspund, așa că Montesinos decide să iasă să investigheze. Când Montesinos iese, Ramis își descuie cătușele și încearcă să deschidă ușa cu uneltele sale în timp ce discută un posibil plan de evadare cu ceilalți. Trec câteva momente și Montesinos la rândul său nu răspunde la radio, făcându-l pe Martin să iasă și el să investigheze. Merge pe șosea și îl găsește pe Montesinos inconștient la pământ. În acel moment, figura misterioasă începe să tragă cu arma din ascunzătoarea sa dintre copaci. Așa că Martin ia cheile lui Montesinos și aleargă să se adăpostească lângă mașina de poliție. Mașina este răsturnată, iar când un glonț lovește capota, îl lasă pe Martin surd și dezorientat pentru câteva minute. Încearcă să tragă, dar ajunge doar să irosească toate gloanțele, așa că fuge înapoi la camion și este lovit de un glonț în coapsă. Se urcă în camion și încearcă să contacteze poliția fără niciun rezultat. Camionul nu pornește, gloanțele încep să lovească geamul blindat și are puțin timp până când geamul o să fie găurit. Martin aleargă în spatele camionului și închide ușa în urma lui, apoi a trusa de prim ajutor pentru a-și trăta rana. Deținuții vor să știe ce se întâmplă, dar Martin refuză să spună, apoi vede pe camere că misterioasa persoană intră în cabină. Aceasta este ocazia perfectă pentru Ramis să iasă din celulă și să-l atace pe Martin și începe o luptă. Martin își dă seama că deținuții nu știu că a rămas fără gloanțe, așa că scoate pistolul și-l amenință pe Ramis. Ramis jură că nu știe cine este persoana din afară, iar în acel moment Pardo și Ray observă ceva ciudat în celulele lor. Cineva toarnă gaz înăuntru și apoi dă foc. Martin deschide celulele pentru a-i ajuta. Folosește stingătorul de incendiu, dar este prea târziu pentru că Pardo este deja mort. Ramis îl ajută apoi pe Ray să stingă focul. Împreună eliberează și pe ceilalți, iar grupul se apropie de Martin, care reușește să-i țină la distanță datorită pistolului său.
Momentul de tensiune este întrerupt când radioul lui Martin pornește și se aude vocea persoanei misterioase explicând unele lucruri. Spune că singura chei care deschide ușa din spatele camionului este în posesia lui Martin și vrea doar ca ei să deschidă ușa. Înainte de a termina, el mai spune că Martin are pistolul fără gloanțe. Martin încearcă să le spună deținuților să nu aibă încredere în această persoană, dar este inutil. Grupul sare peste el pentru a încerca să ia cheia. În timp ce se apără, Martin scapă cheia pe jos și aleargă la celălalt capăt al camionului. Cu toate acestea, Mihai și Nano văd cheia, dar Mihai sosește primul, făcându-l pe Nano să ia stingătorul și să-l bată până la moarte cu el după ce i-a furat cheile. Restul grupului încearcă să-l calmeze, dar discuția lor este întreruptă când radioul pornește din nou. Bărbatul misterios îl cunoaște pe Nano și spune că îl vrea doar pe el, așa că ceilalți pot pleca nevătămați. Înainte de a închide, spune să nu-l creadă pe Nano pentru că este un mincinos. Nano explică că vocea este a lui Miguel, un fost polițist corupt care îl acuză de ceva ce nu a făcut. Ceilalți prizonieri nu le pasă, ei vor doar să scape, iar când Miguel vorbește din nou prin radio, spune că l-a ucis pe El Kino. Văzând că ceilalți vor să-l predea, Nano nebunește și începe să lupte și înghite cheia ca să nu-l ducă nimeni la Miguel. În timp ce Martin este bătut de prizonieri, Miguel schimbă cauciucurile camionului, apoi se întoarce la mașina lui pentru a bea un ceai cald și a lua niște unelte. Martin se trezește și descoperă că a fost închis cu Nano într-o celulă împreună cu două cadavre, iar Miguel și-a folosit uneltele pentru a opri încălzirea, așa că se face frig. În timp ce deținuții deschid torpedoul pentru a-și recupera bagajele, Miguel pornește camionul și începe să plece. Pornește din nou radioul, așa că Ramis încearcă să negocieze, explicând ce s-a întâmplat cu cheia. Cu toate acestea, Miguel interzice să-l omoare pe Nano pentru a recupera cheia, deoarece are nevoie de el în viață, așa că deținuții vor trebui să găsească o altă cale de a scăpa. Sătul de asta, Nano rupe firele de la camera de securitate, apoi jură lui Martin că nu a făcut nimic rău pentru a ajunge aici. De asemenea, începe și să plângă, în timp ce explică că El Kino era ca un frate pentru el. Ramis găsește niște unelte într-un sertar și crede că le-ar putea folosi pentru a scăpa, așa că Ray acceptă să intre în torpedoul îngust pentru a vedea ce poate găsi. Între timp, Montesinos își recapătă cunoștința. A fost împușcat în picior și burtă, așa că a pierdut mult sânge, dar este încă în viață. Investighează zona și găsește agenții morți, apoi folosește un radio pentru a încerca să contacteze poliția. Nu primește niciun răspuns, dar găsește mașina lui Miguel, care conține obiecte ciudate, o mulțime de acțipilduri colorate, o armă, fotografiile familiei lui Miguel și o pagină de ziar care spune că trupul fiicei lui Miguel nu a fost încă găsit. Ray folosește uneltele pentru a încerca să deschidă ușa din torpedo. Deodată, camionul începe să meargă mai repede, din cauza lui Montesinos, care i-a prins din urmă cu mașina lui Miguel și încearcă să-l împuște pe șofer. Miguel încearcă să scoată mașina de pe șosea, așa că Montesinos accelerează pentru a-l precede, intenționând să-l facă să se oprească. Cu toate acestea, Miguel accelerează și lovește din spate, făcându-l să piardă controlul și să lovească un copac, ucigându-l. Camionul se oprește brusc, făcându-l pe Ray să fie aruncat înainte și să lovească capul de un șurub, murind instantaneu. Miguel coboară din camion pentru a verifica dacă Montesinos este cu adevărat mort, apoi își reîncarcă pușca în timp ce se gândește la următoarea sa mișcare. Apoi, se întoarce la camion și începe din nou să meargă. Ramis încearcă să vorbească cu el prin radio și la început Miguel îl ignoră, dar în cele din urmă cedează și îi spune că soarele răsare, așa că aceasta este ultima șansă lui Nano de a mărturisi. Nano încă spune că nu știe despre ce vorbește, așa că Miguel închide, ignorând întrebările lui Martin. Câteva momente mai târziu, ajung la un lac înghețat. Miguel oprește camionul în mijloc și trage în gheața din jurul vehiculului, apoi pleacă pentru a se bucura de scenă. Gheața se rupe, făcând camionul să pice în apă. Apa începe să inunde interiorul camionului, așa că Martin mărturisește că există o ieșire de urgență. Nu a menționat-o înainte pentru că el credea că sunt mai în siguranță în interiorul camionului. El le va spune locul dacă le liberează, așa că Ramis scoate ustensila pentru a deschide celula. O mișcare bruscă a camionului îl face să arunce ustensila în apă, așa că Gollum se oferă voluntar să înoate și să o recupereze. Gollum reușește să apuce ustensila și să o aducă înapoi lui Ramis, dar din păcate, corpul lui bolnav cedează și moare de îndată ce reapare. Ramis reușește să elibereze pe ceilalți, chiar înainte ca vehiculul să se scufunde în cele din urmă, iar Martin arată către panoul fals care ascunde ieșirea de urgență. Nano nu pierde timp și fuge, dar Ramis este atașat de corpul lui Gollum, așa că Martin trebuie să-l tragă cu el înainte să se nece. Nano ajunge la suprafață și scapă imediat, neștiind că Miguel a văzut și-l urmărește. Ramis iese și el, dar Martin ajunge cu greu pe gheață. Din fericire pentru el, Ramis îi întoarce favoarea și îl tărăște afară din apă. Văzând un astfel de act de bunătate, Martin decide să nu-l aresteze pe Ramis. În schimb, acesta îi urează noroc și strânge mâna.
După aceea, Martin urmărește sunetul împușcăturilor și găsește o clădire abandonată. Acolo, îl vede pe Miguel încercând să-l împuște pe Nano, care se ascunde în spatele unui zid. Martin intră în camera în care se află Miguel și cere să se predea, ceea ce îl determină pe Miguel să admită că o va face după ce va obține dreptate. Adevărul este că luni în urmă, în timpul unui festival, Nano și Lkin au pus alcool în băutura fiicei de 13 ani. Apoi au profitat de ea, iar odată ce abuzul s-a terminat, au torturat-o cu o sticlă. Era încă în viață când au legat-o de o mașină pe care au furat-o în aceeași noapte pentru a o târâ de pământ ori în șir, dar poliția încă nu a găsit cadavrul, doar Nano știe unde este. Ancheta a fost inutilă pentru că nu existau suficiente dovezi pentru a-i trimite pe băieți la închisoare. Ceea ce l-a învățat pe Miguel că sistemul juridic nu funcționează. Motivul pentru care cunoaște toate detaliile este că Lkin a mărturisit totul înainte ca Miguel să-l ucidă. Acum, el vrea doar să știe unde este cadavrul pentru a-și putea înmormânta fiica. Nano observă că Miguel este distras, așa că încearcă să scape, făcându-l pe Miguel să-l împuște și să-l lovească în picior. Pușca rămâne fără gloanțe, așa că în timp ce Miguel o reîncarcă, Martin profită de ocazie pentru a sări asupra lui și a încerca să-l oprească. Ambii bărbați încep să se lupte, iar Martin folosește un ciop de sticlă pe care îl găsește pe jos pentru a-l înfige în mâna lui Miguel, dându-i șansa de a lua pușca. Miguel îl ignoră, ieșind în fugă din cameră pentru a urmări picăturile de sânge lăsate de Nano în urmă. Iar Martin decide să-i urmărească după ce are încărcat arma. Când Martin îi găsește, Miguel încearcă să obțină informații de la Nano, așa că Martin trage un foc de avertizare, oferindu-i lui Nano ocazia să lovească cu o piatră. Iar acum niciunul dintre ei nu se poate mișca, pentru că sunt amenințați de Martin cu arma. Deodată, un elicopter apare deasupra lor și este poliția care îi caută. Crezând că este în siguranță, Nano începe să-l insulte și să-l tachineze pe Miguel și că nu-i va spune niciodată unde este corpul. Descoperind adevărul, Miguel îl împușcă pe Nano în picior și apoi în mână, până când în cele din urmă mărturisește unde a ascuns trupul fetei. În timp ce Miguel începe să plângă, apar ofițerii de poliție și Martin se predă. Câteva zile mai târziu, Martin se duce la secția de poliție pentru a-și lua lucrurile din dulapul său și vede un alt ofițer înlocuind numele lui Montesinos. Apoi Martin părăsește clădirea, gândindu-se la cât de ineficient este sistemul juridic. Abonați-vă pentru mai multe videoclipuri ca acesta. Activați notificările și apreciați pentru a ajuta canalul să se dezvolte. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!